Amenzi uriașe date de ANPC după mai multe controle care au vizat comercializarea fructelor și legumelor în marile lanțuri de magazine. După primele verificări au fost aplicate aproape 2 milioane de lei. În plus, inspectorii au confiscat aproape 8 tone de legume și fructe și au fost oprite temporar de la comercializare alte 61 de tone. Colegul meu Cătălin Azinică are mai multe informații. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața! În cursul acestei săptămâni, comisarii ANPC au demarat a doua etapă a campaniei naționale de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale privind protecția consumatorilor la comercializarea de fructe și legume proaspete în cadrul marilor lanțuri de magazine și hipermarketuri. În urma controalelor a comisarilor ANPC s-au înregistrat următoarele rezultate. Peste 1124 de operatori economici au fost verificați, dintre care 654, adică 58% dintre aceștia, s-au constatat abateri de la prevederile legale. A fost verificată o cantitate de 623 de tone de fructe și legume proaspete, din care 177 de tone, adică 28,4%, nu se încadrau în prevederile legale. Ca urmare a deficiențelor constatate de comisarii ANPC, s-au dispus următoarele măsuri. Oprirea definitivă și retragerea de la comercializare a 7691 de kilograme de fructe și legume improprii consumului uman. De asemenea, comisarii ANPC au decis oprirea temporară de la comercializare a circa 61 de tone de fructe și legume în valoare de 232.679 de lei până la remedierea neconformităților constatate. Tot o altă măsură a comisarilor este aplicarea de 920 de sancțiuni contravenționale, dintre care 496 avertismente și 424 amenzi contravenționale, în valoare totală de 1.750.800. Până la urmă, dormiți liniștiți seara când...